Primarul municipiului Călăraș, Daniel Ștefan Drăgulin, și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat la conducerea municipiului reședință de județ. Actualul primar dorește să-și ducă la capăt proiectele deja începute. V-ați anunțat candidatura pentru un nou mandat. Ați luat această hotărâre de curând sau așa ați decis în urmă cu mulți ani că vreți să mai obțineți un mandat la primăria Călăraș? Decizia mea n-a fost luată acum, decizia mea este luată mai demult. La bază stă inclusiv hotărârea Biroului Politic Național, în care a fost analizat în baza unui sondaj făcut la nivel național și în care, pentru unii cu părere de rău, pentru mine cu părere de bine, este că stau cel mai bine în sondaje. Și ținând cont și de ceea ce se desfășoară în cadrul primăriei proiectele de lucrări, era normal să continui ceea ce am început, pentru că numai așa pot demonstra călărășenilor că acei care m-au votat și nu numai, speranțele nu sunt aruncate în vânt. Ca atare, este normal să continui ceea ce am început, pentru că este destul de greu în momentul în care te apui de lucrări și a apărut diferite probleme, voite sau nevoite. Și faptul că, să spun așa, a apărut devierea unor trasee, faptul că au fost blocate unele străzi, trebuie să arătăm rezultatul. Și rezultatul va fi cel pe care noi ni l-am propus și în prin proiecte, și anume modernizarea municipiului Călăraș. Când spun modernizare, nu este o modernizare care se poate face într-un timp foarte scurt. Necesită nu numai timp, ci și bani, necesită obținere de autorizații, lucru care a făcut ca perioada de desfășurare a lucrărilor să fie pe o perioadă mai lungă, mai ales că a apărut și această pandemie, care ne-a ținut pe loc. Dar cu toate acestea, după cum ați văzut și dumneavoastră, s-a lucrat într-un limb alert, pentru că unii chiar n-au vrut să vină la muncă și n-am putut să-i forțe. Doamne ferește, se întâmpla ceva și după aceea eram răspunzător. Dar s-au desfățurat în continuare lucrările. Termenele o să fie prelungite, pentru că asta este situația, dar lucrările continuă și vor fi terminate. Încă un mandat pentru finalizarea proiectelor începute. Bineînțeles. Proiectelor începute și proiectele care vor veni. Uh-huh. Gândiți-vă că la ora actuală avem proiecte pe fonduri europene la căror valoare se ridică la aproximativ 52 de milioane de euro. Vom începe cât de curând să... De fapt, am început să lucrăm la caietul de sarcini care va fi pus în SEAP pentru desemnarea câștigătorului sau constructorului care va lucra atât pe strada București, cât și pe pietonalul de la Piața Mare, aici, la piața, să zicem, prefecturii, celelalte lucrări adiacente acestora. Deci este foarte, foarte, foarte mult de muncă. Lucrările pe București vor începe abia după ce se va finaliza Grivița sau există posibilitatea ca cele două la un moment dat să se suprapună? Dacă ne uităm așa la perioadele care, sau mai bine zis, etapele care stau la baza desemnării constructorului, timpul este destul de lung, pentru că asta e nu. Dacă mai primi și contestații... Dacă mai primi și contestații, poate să dureze și un an de zile. Noi avem banii pentru aceste proiecte, sperăm să nu avem contestații și să desemneze constructorul ca să demareze cât mai repede. Dar cred că până la desemnarea constructorului pentru strada București și alea pietonală, strada Grivița și Titulescu să fie gata. De fapt, Titulescu este pe final. Este în proporție de 90%. Să zicem, lucrările executate, mai avem un strat de asfalt, terminat trotuarele și spațiile verzi. Din punct de vedere politic, cum decurg lucrurile în județul nostru? Sunteți și președintele PNL. Înainte de pandemie se discuta despre campania electorală, toată lumea se pregătea pentru alegeri, deodată a venit pandemia și totul a înghețat. În momentul de față, care ar fi situația? În momentul de față, datorită acestei pandemii, discuțiile au fost mai mult purtate prin telefon, discuție unul la unul. Noi ne consolidăm poziția toate organizațiile. Sper să nu avem probleme și de fiecare dată am demonstrat că Partidul Național Liberal și filiala Călăraș se mobilizează astfel încât să câștige ceea ce își propune. Credeți că odată cu pandemia se va schimba și modul de
efectuarea al campaniilor electorale este primul an, este ceva inedit, nu ne-am mai întâlnit cu așa ceva, încă nu s-a stabilit data alegerilor, mă gândesc că poate o să fie spre sfârșitul anului. Virusul nu se știe dacă o să dispară până atunci, că se vor schimba totuși datele probleme. Este adevărat și cred că mulți, sau de fapt populația s-a cam resetat. Și acum, dacă merg pe stradă, merg cu masca, interacția între mine și cetățeni este un pic la distanță, pentru că da, nu mai apare acel schimb de energie, informațiile le dai, nu e niciun fel de probleme, poate să stea și la momentul jumate de mine, pentru că am ce să spun. Sper, în funcție de condițiile pe care, care se vor impune, să desfășurăm o campanie pe care desfășurată de fiecare dată de la 1-8 și prin informarea cetățenilor cu ceea ce am făcut. Pentru că, v-ați zis, mă repet, avem ce să arătăm ce am făcut. În rest, să fim sănătoși și vom vedea. În momentul de față sunteți singurul candidat anunțat oficial. Celelalte partide nu au ieșit un candidat pentru municipiul Călăraș. Este adevărat. Unii deranjează, unii cred că îi înfricoșează faptul că mai candidez pentru încă un mandat. Mai sunt și orgolii. Mai sunt și săgeții otrăvite aruncate. Eu nu răspund acestor provocări pentru că nu mi-a stat niciodată în caracter acest lucru, nu arăt cu degetul, știu foarte clar ce am de făcut și atâta timp cât sunt sănătos și pot candida, voi candida. Și sunt convins că cetățenii vor aprecia acest lucru, indiferent că, v-am zis, unii aruncă săgeții otrăvite, pentru că se vede în oraș că municipiul a început să se schimbe. Nu poți să bați în palme să faci un oraș să arate altfel decât după un timp. Și dacă v-am zis, luăm fiecare etapă în parte, veți vedea că ceea ce spun eu este adevărat. Ați adus în discuție săgețile otrăvite. Credeți că va fi o campanie electorală murdară? Credeți că a început deja această campanie electorală murdară? Din partea unora, da. Pe mine nu mă interesează acest lucru. Nu vreau să arăt cu degetul spre nimeni. Eu îmi văd de treabă și voi arăta ceea ce fac. Mai mult de atât, ce pot să zic. Dacă unii sunt obișnuiți să facă o campanie murdară, asta îi caracterizează și lumea trebuie să aprecieze sau să voteze cu cunoștință de cauză. Dacă ar fi să faceți un pronostic acum în final, credeți că veți obține un rezultat mai bun decât la ultimele? Din sondajele pe care le avem la dispoziție, rezultatele vor fi mult mai bune decât înainte. Faptul că guvernarea PNL a demonstrat că într-un scurt timp și într-o perioadă extraordinar de dură și de cu multe probleme, totuși a reușit să treacă cu bine acest obstacol dificil. Faptul că la nivelul municipiului și în județ nu au fost evenimente foarte mari, faptul că nu am avut mulți care s-au îmbolnăvit sau să propage această boală, faptul că au înțeles și pe această cale, vreau să le mulțumesc tuturor cărălășenilor că au înțeles, deși unii dintre răuvoitorii spun că nu este adevărat, se vede foarte clar că totuși țările care au avut o relaxare totală pe toată perioada, acum suferă, cum este Suedia. Faptul că noi am zis să purtăm măști și municipiul a luat o hotărâre prin Consiliul Local, Comitetul Local de Urgență, a demonstrat că ceea ce facem este pentru binele comunității.